Vești bune pentru pacienții care așteaptă redeschiderea spitalului Pârscov. Conducerea spitalului județean a anunțat că unitatea spitalicească va deveni funcțională curând, după ce mai mulți medici s-au arătat interesați să profeseze acolo. Am început de la foștii medici care au lucrat la spitalul de la Pârscov și avem o confirmare 100% a doctoriței Mazilu, medic-obst la obstetrică-ginecologie, care a zis că vine pe timp de 8 ore, deci va fi medicul nostru la Pârscov, la această secție. Am vorbit cu doi medici din Spitalul Județean, care sunt chirurgi acum la Spitalul Județean, și au zis că dacă nu vine cineva pe postul de chirurgie, vor face dâns și jumătăți de normă și o să umplem și mica chirurgie. Avem o solicitare de medic orelist. Deci lucrurile încep să prindă un contur destul de favorabil. Suntem încă discuții pentru interne. Știm că și la Spitalul Județean avem deficit de medici la medicină internă. Sperăm, nu știu cum o să pot să fac, măcar o colaborare de câteva ore ca să putem da drumul. De asemenea, și pentru secția pediatrie a Spitalului Pârscov s-a găsit o soluție. Este vorba despre renumitul medic pediatru Adrian Dima. Pentru personalul auxiliar se va organiza concurs în luna ianuarie, astfel că Spitalul Pârscov va putea în curând să funcționeze. Și la pediatrie, la fel, sunt în discuții cu medicii care s-au pensionat din Spitalul Județean. Poate mă audă doctorul Dima, care îmi permit să-i folosesc numele, a zis că s-ar putea să ne dea o mână de ajutor și atunci toate secțiile vor fi pline cu medici. Nu fac probleme de personal auxiliar, că vor începe examenele de punerea dosarelor pe 15 decembrie. Iar pe 10 ianuarie, respectiv pe 16 ianuarie, va fi ultima probă orală și atunci cu sfârșitul lunii vor fi angajați și personalul auxiliar, respectiv 17 persoane, 12 asistente și 5 îngrijitoare. După ce spitalul de la Pârscov a fost închis în 2011, Consiliul Județean Buzău a demarat un proiect de înființare în localitatea unui centru de sănătate multifuncțional. În urmă cu aproape 2 ani au fost demarate lucrările de refacere a clădirii, iar acum dispune de tot ce este nevoie pentru a funcționa.